în venirile concrete care mi-au fost aduse. Am aflat că procurorii nu au elemente în plus față de cele pe care și dumneavoastră le cunoașteți din referatul înaintat Parlamentului. Am spus încă de la început că sunt nevinovată și voi demonstra acest lucru prin documente. Cred că în acest moment doar documentele și valoarea acestora pot vorbi, restul fiind afirmații goale de conținut. S-a solicitat o declarație astăzi? Astăzi doar am notat învinuirile care mi-au fost aduse și am cerut termen pentru pregătirea apărării. Oricum, vreau să menționez încă o dată faptul că eu am fost cea care am cerut Parlamentului ridicarea imunității pentru că vreau să-mi demonstrez nevinovăția și acest lucru numai aici poate fi făcut în fața procurorilor. Mulțumesc foarte mult! Care sunt învinuirile oficiale? Susținută de Monica Iacob Rinții la sediul DNA. Este prima înfățișare la Departamentul Național Anticorupție. Procurorii nu au adus elemente în plus, susține Monica Iacobriții, susține în continuare că este nevinovată. O altă informație importantă a venit